Deci demisia a premierului s-ar putea amâna, era anunțată pentru mâine. În mod normal, mâine ar trebui să înceapă procedura. Asta în condițiile în care, sigur, greva din învățământ se finalizează. Vom vedea. Nu s-a finalizat. Sindicatele tocmai au respins propunerile venite de la guvern și anunță noi proteste. Da, atunci este nevoie ca guvernul și coaliția la modul general să negocieze în continuare cu sindicatele până se găsește o soluție. Acest guvern, deci premierul... Nu cred că se va face rotația în timpul unor negocieri. Este totuși destul de complicat. Și una și alta sunt proceduri complicate. Se pot lua pe rând. Astăzi să ne întors la colegiu unde ați fost profesor în urmă cu câțiva ani.